făinarea tomatelor este produsă de o ciupercă care se dezvoltă foarte bine în condiții de ploaie și umiditate crescută. Nu este o boală foarte periculoasă. Pe partea superioară a frunzelor apar pete albe, făinoase. Această boală nu distruge planta, dar fructele vor rămâne mici și nedezvoltate. În cazul în care temperaturile se ridică brusc și plantele sunt poziționate la soare, planta își va reveni, dar dacă temperaturile scad, plouă, este umiditate în aer, ciuperca se dezvoltă și atunci este necesară un tratament cu o ușoară stropire cu un fungicid, topsin, care vor ajuta plantele să își revină și să...